Falsuri grosolane sau adevăr ascuns? Tăblițele de la Sinaia. Originea tăblițelor. Cei care susțin veridicitatea artefactelor spun că au fost realizate din aur de către daci, descoperite atunci când se pregătea fundația castelului Peleș, copiate pe alte tăblițe de plumb, originalele fiind topite pentru recuperarea metalului prețios. Acești susținători declară că regele Carol I ar fi vrut aurul, dar și să păstreze informațiile de pe tăblițe. Istoricul moldovean Vitalie Usturoi a lansat ipoteza că plăcile de aur nu ar fi fost descoperite în timpul lucrărilor de pe șantierul castelului Peleș, ci că acestea s-ar fi aflat în posesia mănăstirii Sinaia, care, ca multe alte vechi așezăminte creștine, s-ar fi ridicat pe un vechi altar al cultului Zalmoxian. Astfel, aceste plăci s-ar fi păstrat de-a lungul secolelor din grija inițială a preoților daci, fiind apoi transmise urmașilor lor, preoții creștini. Conform ipotezei istoricului, fiecare trib getic sau dacic ar fi posedat o arhivă de texte scrise pe plăci de aur sau din alte metale. Textele ar fi fost scrise de marele preot și ar fi avut caracter sacru sau magic. În sprijinul ipotezei, el aduce în atenție faptul că în zonă s-au descoperit bronzuri datate în 1800-1700 înainte de Hristos și că însuși Tocilescu ar fi făcut săpături arheologice în zonă. Ce sunt de fapt tăblițele? În forma lor actuală, sunt tăblițe de plumb pe care sunt imprimate caractere într-o limbă necunoscută și imagini. Unii dacologi susțin că este vorba despre limba pierdută a dacilor și că respectivele tăblițe nu sunt altceva decât o cronică a dacilor. Pe tăblițe sunt și caractere ale alfabetului grecesc. Astăzi, artefactele sunt depozitate la Institutul de Arheologie Vasile Pârvan din București, într-un subsol al respectivei instituții. Printre susținătorii veridicității artefactelor se află doctorul în lingvistică romanică Aurora Pețan, inginerul silvic Vasile Alexandru Ionescu, Bălaș Moldoveanu și alții. Ce afirmă Bălaș Moldoveanu? Autorul spune că în anul 1875, cu ocazia construirii castelului Peleș, s-a descoperit un tezaur de aur, compus din mai multe tablete scrise în relief și alte obiecte de aur. Din ignoranță, tezaurul, fiind privit doar ca valoare de aur, a fost cedat de către guvernul procarlist Lascăr Catargi, domnitorului Carol I de Hohenzollern. Operația a fost efectuată prin administrația locală și jandarmi, în cea mai mare taină, și astfel tezaurul cu piese de aur, care ar fi fost impresionante, a dispărut. Posterității au rămas doar copiile efectuate pe metal neprețios de autoritățile locale, la atelierele metalice, facsimilele au rămas în păstrare la mănăstirea Sfântul Nicolae din Sinaia. Bălaș Moldoveanu mai susține că arheologul Niculescu Plopșor ar fi studiat 6 tăblițe și că ar fi dat verdictul de scriere dacică. Nu există însă nicio dovadă care să-i susțină afirmația. Intervine și presa. Un interviu luat de gazetarul Manolache, doamnei Cornelia Velcescu, filolog, dar și sculptor,
și care s-a implicat în traducerea a două tablițe, relatează faptul că scrierile erau considerate a fi de origine getodacă. Se vorbea despre descoperirea în peștera Sfânta Ana, pe vremea regelui Carol I, a 40 de tablițe de aur, de dimensiunea 15 pe 10 cm, dar și mai mari, cu scriere dacă sau getică, a declarat Cornelia Velcescu. Aceasta a relatat două ipoteze despre care se pare că se discuta și în biroul profesorului Ioan Popescu Puțuri, directorul Institutului de Studii Istorice și Social-Politice, de pe lângă Comitetul Central al Partidului Comunist Român. Astfel, se vorbea acolo că din vânzarea aurului acestor tablițe ar fi obținut Carol I bani pentru terminarea Peleșului, propagandă comunistă, castelul fiind construit din fonduri proprii. Tot Velcescu pomenește de un inginer silvic, Ionescu, om foarte îndrăgostit de comori și de munții Bucegi. Acesta își asuma faptul că ar fi descoperit și peștera lui Zalmoxis, care avea o intrare secretă, cunoscută doar de el și de câțiva ciobani, dar nedescoperită nici până în prezent. Despre acest inginer, se spunea că ar fi descoperit 40 sau 60 de plăcuțe de aur cu scriere getică în peștera Sfânta Ana, și că el ar fi fost cel care le-ar fi subtilizat în plumb, alt fals, fiindcă acesta nici nu se născuse atunci când se presupune că s-ar fi descoperit tăblițele. Aurora Perțan susține că un savant rus, îi știe numele, dar nu-l spune, ar fi declarat că asemenea plăci sunt și în Rusia și că el știe că în Banca Națională a României ar mai fi vreo 40 de tăblițe. Dacă ne luăm după rus, pe teritoriul României ar mai fi 3 depozite cu tăblițe, la Tismana, în Munții Bucegi și undeva lângă Sarmisegetuza. La Sinaia s-au distrus documente. În ajutorul celor care cred în veridicitatea tăblițelor de la Sinaia, este susținut faptul că la mănăstire au dispărut de-a lungul timpului mai toate documentele. Se pare că unele ar fi fost ridicate cu ordin de sus și apoi distruse, urmărindu-se astfel ștergerea urmelor. Asta, bineînțeles, tot în favoarea ipotezei în care regele Carol ar fi luat aurul. Ce se știe cu adevărat este faptul că în anul 1961, un incendiu a distrus o mare parte din colecția muzeului, astfel încât, la inventarierea arhivei din 1964, au mai fost găsite doar câteva documente. Resturile din incendiu au fost preluate și depuse la arhivele statului. O bună justificare pentru cei care susțin teza distrugerii oricărei urme a originii tăblițelor de la Sinaia. Marele Vasile Pârvan demască falsul. Conform spuselor lui Alexandru Vulpe, cel care a pus eticheta de fals în cazul tăblițelor de la Sinaia, ar fi fost însuși dacologul Vasile Pârvan. Acesta, fiind un recunoscut dacolog, nu ar fi avut de ce să mintă, ci astfel să distrugă dovezi asupra limbii dacice. Este imposibil ca acest fapt să fie real. Cert este că marele arheolog le văzuse și le studiase și, pe baza a ceea ce descoperise, a pus verdictul falsuri. Academicianul Alexandru Vulpe, el însuși, le-a considerat niște falsuri. Ba mai mult, acesta din urmă dă vina pe HD-ul. A fost HD-ul un falsificator? Petre P. Panaitescu
este primul care a afirmat că HD-ul ar fi creat falsuri. Acesta referindu-se la diploma bârlădeană, care ar fi fost elaborată în 1134, prisovul lui Iurg Coriatovici, indicat ca fiind din anul 1374, și altele. Dar majoritatea istoricilor contestă această afirmație. Și totuși, cum s-a ajuns la bănuiala că HD-ul ar fi fost tatăl tăblițelor de la Sinaia? HD-ul avusese o controversă cu Grigore Tocilescu despre un alfabet getic. Detractorii au presupus că HD-ul ar fi făcut falsurile pentru a-și susține teza alfabetului getic. Se presupune că le-ar fi executat după moartea fiicei sale, Iulia, în urma ședințelor de spiritism prin care HD-ul încerca să comunice cu fata lui, ar fi avut revelația scrierii getice. Dar ipoteza cade repede la prima analiză mai serioasă. Bogdan Petriceicu HD-ul era un latinist și un aprig apărător al latinității noastre. El a înființat ziarul Traian și revista Columna lui Traian și vorbea mereu despre Dacia lui Traian, nu despre cea a lui Burebista sau a lui Decebal. Alt suspect, Densușianu. Mulți l-au acuzat pe Densușianu că ar fi fost autorul tăblițelor de la Sinaia. Dar acesta a negat cu vehemență și nimic nu pare să îl contrazică. Istoricul Nicolae Densușianu, care, după 30 de ani de cercetări, a scris cartea Dacia preistorică, consideră că aspectul neindo-european al limbii din tăblițe se potrivește cu ideile despre o limbă pelasgică. În sprijinul istoricului vine faptul că acesta nu poseda cunoștințe de lingvistică atât de avansate încât să poată crea o astfel de limbă. În plus, nu avea bani, cartea sa, Dacia preistorică, fiind publicată abia după moartea sa, prin grija Ministerului Educației. Din nou se vorbește despre tăblițele de la Sinaia. Plăcile sau tăblițele de la Sinaia au revenit în actualitate la începutul acestui mileniu. Istoricul Augustin Deac a făcut o comunicare în iunie 2003 sub titlul Enigma plăcuțelor cu scris dacic de la Sinaia, la Congresul Internațional de Dacologie. El a prezentat mai multe imagini cu tăblițe. În toamna acelui an a apărut cartea inginerului Dan Romalo, cronică apocrifă pe plăci de plumb, care valorifica într-un studiu inedit o parte din fotografiile executate de autor după plăcuțele prahovene. Cine are interes în promovarea falsurilor? Deși cei mai autorizați istorici s-au pronunțat deja, argumentat, asupra falsului istoric, totuși, cine are interesul să mențină o legendă falsă și să îl incrimineze pe regele Carol I? S-ar putea crede că, din exces de zel, dacologii ar încerca să legitimizeze teoria că limba latină este, de fapt, vechea limbă dacică și că nu noi ne-am latinizat, ci romanii s-ar fi dacizat. Interesant că multe dintre susținerile tăblițelor de la Sinaia vin ori din partea unora care au studiat istoria sub semnul PCR, ori din partea unora de dincolo de Nistru. Se pune legitimat întrebarea, ce interes ar avea rușii în teoria nelatinizării poporului român? Simplu, ar demonstra originea noastră slavă și, firesc, necesara îndepărtare de valorile europene și intrarea în sfera rusească. Și dacă pentru asta este nevoie de un fals, atunci fals să fie, harașo.
rușii ca rușii, dar ce ne facem cu ai noștri, care merg în continuare pe varianta extradacologă? Ați urmărit un documentar realizat după un material de George Hodorogea.